Bună și bine v-am reîntâlnit la un nou video în care vreau să vă prezint un defect la o cutie de viteză de tractor U445, cutie de viteză în 6 trepte, 3 pe mare, 3 pe mic, și vreau să vedeți ce probleme și ce defecte întâlniți des la aceste cutii de viteză. Acest defect la cutia de viteză este, problema este complicată din cauza pieselor, nu din cauza defectului în sine că trebuie să-l repari. Trebuie să repari piesa nouă, să o aduci în starea care trebuie să o faci să fie flexibilă, să lucreze, să în momentul când este acționată, să nu te trezești că se decuplează una dintre alta și te trezești că rămâne cuplată în viteză și maneta circulă în stânga și în dreapta, ca și când ar fi scos din viteză. Vreau să vă arăt acest defect, cum trebuie să-l remediem, cum îl văd eu, că trebuie rezolvată problema. Acum să vă arăt despre ce este vorba. Defectul acestei cutii este furca de cuplare a vitezei 2-3 sau 5-6, 2-3 pe mic, 5-6 pe mare. Este furca ruptă de la cuplarea vitezelor. Asta este furca. Acum a fost necesar să cumpărăm altă furcă. Am achiziționat altă furcă nouă, încă se vede reperul pe ea, 40-17-019. La prima vedere, când o cumperi din magazin, pare ok, este bună. Am ajuns în faza să o cuplez pe în interior pe mufa de cuplare. Am cuplat-o. Pare bună. Pare ok, nu e nicio problemă. Cuplăm. Să vedem dacă cuplează. O cupla și într-a doua. Am cuplat. Scos din viteză, cuplat a treia, acum ea a mai fost, a mai avut probleme că am schimbat porsincronul la viteza 2, porsincronul, sincroanele, mufa de cuplare, nu le-am mai prezentat pentru că mai am videouri cu prezentate cu aceste ansamble. Pe ce vreau eu să mă axez, să vă prezint, este furca. Acum începem în pasul al doilea de montaj, este furca care vine în partea de sus cu ghearele de cuplare. O montăm, se cuplează cu acest orificiu, se cuplează în orificiu de în bolțul de jos din furca de cuplare a vitezelor și din prima probă la introducerea ei pe furca de jos, în prima probă de încercare nu este pe linie.
uitați unde este, unde este axul și unde este orificiu, trebuie să o trag tare, păi dacă eu o trag aici, cred că bolțul care este un ansamblu de legătură între furcă, furca de cuplare și furca cu gheară de sus, cred că este introdus într-o parte, în altă poziție, mai strâmbă de nu, căci facem o comparație cu o altă furcă veche uzată, care o am. Nu am aruncat-o la firul vechi, am aici păstrat-o pentru orice eventualitate. Are uzură în zona aici, are grad de uzură în zona unde antrenează manșonul de cuplare în viteza 2-3 sau 5-6. Acum verificăm, comparăm, cum vreți să ziceți, scot afară furca nouă și am o furcă veche, cum am spus, uzată în zona de antrenare a manșonului, o introducem bolțul de pe care lucrează furca și venim cu prelungirea cu furca, cu prelungirea furcii cu gheară și o introducem pe bolț. Să vedem cum se aliniază. Uite ce perfect. Este exact în pe linie cu este exact pe linie cu furca de jos, dar cum am spus, este uzată. Am vrut numai să vedem, uite-l, am joc lateral, să zic, un milimetru stânga, un milimetru dreapta, jos e mai puțin, dar se însumează aici sus și am vrut numai să compar, să vedem cum trebuie să steaie, cum trebuie să se prezinte furca de jos, furca de sus în faza de asamblare. Asta este o furcă veche, de cel puțin 20 de ani. O am păstrată pe aici printr-o piesă. No, la această furcă nu pot să execut asemenea montaj. Acum, cam ce aș putea eu să bolțul aici este introdus presat, cred că este puțin strâmb într-o parte, introdus în furcă, ar fi două variante, să lungez bolțul cu sudură, să-l dau afară, să scot altul, să introduc altul bolț. Totuși, încerc să introduc furca nouă, să vedem cât intră furca de sus, cât intră furca de sus în furca de jos, ce distanță avem între cele două furci.
Introduc furca nouă. Aici se cuplează bine în partea de jos. Nici o problemă. Jocul este, să zic, puțin joc. Două zecimi între furcă și manșon. Este joc mic, dar problema este aici. Ca să montez cutia, nu pot să mă montez mai departe, pentru că, ia uite, nu. Trebuie să o ridic în sus. Trebuie să o ridic în sus și să vin cu ea în spate, ca să pot să o cuplez. Deci am ridicat-o în sus și șublerul, să vedem cât am eu între furca de sus și furca de jos. Am o distanță de 4 mm. În față este mai mult, în spate este mai puțin. Cred că cel mai bine ar fi să lungesc, să încarc bolțul, să lungesc dacă introduc furca drept. Ia uite, este și mai jos și nu-i pe linie, trebuie să o scot afară, că atunci am de voie. Uite, așa nu-mi permite. Dacă este, trebuie să o ridic în sus, ca să-mi dea, să-mi permită să vină în spate, ca să pot să o centrez pe axul de sus. Și deja ea este aproape ieșită din ...4 mm. Să vedem cât are lungimea bolțul. Lungimea bolțului este de 6 mm. Deci mie mintre, numai 2 mm mi se cuplează acest orificiu, nu se cuplează numai 2 mm cu mufa de jos. Și dacă eu o ridic în sus, îmi stă așa, cam așa, uite, cam așa e. În spate mai puțin, în față e mai mult. Acum asta este o problemă foarte delicată, căci trebuie rezolvată și zic eu că acest defect este un defect de producător, de cel care a produs această piesă. Acum, noi ca mecanici, dacă nu ești pe fază și nu rezolvi problema să o duci într-o stare cât de cât bună ca să lucreze,
să nu fie probleme pe ulterioare, pe parcursul funcționării. Trebuie să găsim metoda să o remediem. Dacă aș reuși să extrag afară bolțul, facem altul bolț mai lung, să facem o șaibă pe această furcă și să o sudăm, să prelungim bolțul de jos. Să vedem care e cea mai bună variantă. Suntem în faza de modificare a furcii cu gheară pentru a o poziționa în poziție ca să poată lucra în condiții bune când este acționată. Uite, de exemplu, am făcut modificare, am ajuns la concluzia că mai bine să modific furca cu gheară. Am mai adăugat 4 mm, am făcut o șaibă de 4 mm de groasă, am sudat-o de furca cu gheară și acum o montăm. Trebuie să intre ușor furca. Trebuie să intre ușor axul de la furcă, pentru că ea trebuie să lucreze. Dacă intră greu și nu este aliniată perfect, avem probleme la cuplajul în viteză. Viteza 2, pe liber, viteza 3. Când este în viteza 2, pinionul de la viteza 3 trebuie să fie liber și invers. Acum trebuie să fie amândouă pe liber, să se rotească. Viteza 2, viteza 3 trebuie să rămână liber, să se rotească. Acum montăm axul principal cu pinioanele și să vedem cum lucrează celelalte furci. Celelalte viteze, trebuie să introducem arcurile, bilele de reținere la axele de la furci.